Doamnelor și domnilor, am revenit aici la Agricultura la Raport. Vă reamintesc invitații mei din această seară, domnii Alexandru Stănescu, președintele Comisiei de Agricultură din Camera Deputaților, domnul Adrian Rădulescu, președintele Asociației Fermierilor din România și domnul Daniel Botănoiu, secretar de stat în cadrul MADR. Vorbeam despre plafonare, dacă va fi, dacă nu va fi. Ați văzut poziția fermierilor, mulți sunt pentru... Nu se... Care sunt pentru, deci nu... Păi, nu, ați văzut, ultimul stați, telespectator da, spunea nu, că nu-l aici, afectează, nu-l deranjează. Nu, 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 interesa, nu, nu, nu. Va fi una pe ultimul telespectator nu-l interesa plafonarea, l-a interesat dacă să plafonează cât ia el, până la cât e plafonarea, ca să știe, adică o poziție care nu e corectă. Da, de ce nu e corectă, domnul Rădulescu? Dumneavoastră, dacă ați fi în situația să plafoneze, nu v-ar interesa? Păi, adică ce, să ia de la ceilalți să-mi dea mie, nu? Nu, nu, nu. Vroia să vadă ce suprafață, până la ce suprafață se... De unde deci, domnul Ghinea, asta să ne înțelegem. Domnule, nu se ia de la cel mare și să de la cel să înțeleagă telespectatorii. Deci, asta spunem. Deci ideea este următoarea. În momentul în care se plafonează, pierde România. Agricultura României pierde o sumă de bani. Pentru că la ora actuală... Nu pierde fermierul Rădulescu, de exemplu, domnule, sau Ionescu, deci, sau Popescu. Pierde dacă are o suprafață mai mare. Automat pierde. Asta fără discuție. Deci, da, dar nu câștigă fermierul mic. Telespectatorul avea dreptate. Dacă ferească Dumnezeu se întâmple plafonarea, într-adevăr, fermierii mici, gen 150 de hectare, va câștiga un pic. Păi de ce? Hai să vedem cât va câștiga. Cam asta e regula plafonării. Păi nu, dar ia judecați-o dumneavoastră fermierul mic într-o definiție europeană. Eu vorbesc de fermierul care a fost la care a fost înainte la televizor, la telefon. Dar, încă o dată, spunem, poziția României este clară. Nu acceptăm plafonarea și o să ne batem până la sfârșit. Vreau să vă spun acum o săptămână de zile la un grup de lucru. Dar avem și varianta 2? Noi mergem și cu alte variante. O să discutăm și ce variante avem. Acum o săptămână v-am spus la un grup de lucru sau 21 de state au solicitat o aplicare voluntară a plafonării. Asta noi am discutat înainte. Eu văd că fiecare stat, plafonare voluntară, înseamnă că fiecare stat poate, păi, doamne președinte, hai să lămurim cea, că eu nu înțeleg așa. Dacă discutăm despre, ca să înțelegem cu plafonarea asta, poate nu. Eu vă întreb așa, dacă zicem fiecare să-și dea demisia voluntar, cum o înțelegeți? Să-și dea demisie, dar nu neapărat. Nu, asta, păi e același lucru. Și că să aplice voluntar chestia. Sunt state cărora le convine plafonarea. Din moment ce balanța e înclinată în felul ăsta. Adică ei consideră că dacă nimeni nu o să zică, Doamne, iam, Doamne, dăm. Nu, da, sunt state care nu pierd în cazul plafonării. Păi cum să nu pierde? Că plafonarea înseamnă că vor lua o sumă mai mică. Corect? Nu. Dar cum? Nu, vorbim de fermele mari, care... Nu neapărat toate sunt state care nu au așa ferme mari cum sunt la noi. Și atunci ce face? Să le pedepsim pentru că s-au făcut ferme mari și pentru că nu, asta da, nu, eu da, încerc să înțeleg ce spune domnul Ghinea. Cred că suntem pe o discuție, pe o cale greșită a discuției. De ce? Noi discutam de poziția României, nu discutam de ce vor alte state. Ca atare, poziția României este tranșantă. Noi suntem împotriva plafonării. Punct. Deci dacă vreți să discutăm ce vor alte state, discutăm. Și nu se va putea unii să plafoneze și unii nu, exclus. Domnul ministru, discuția plafonării a plecat de la o poziție netă spre plafonare. Când Comisia Europeană a aruncat pe piață această plafonare, foarte multe state au aderat la chestiunea asta. Eu asta vreau să încerc să vă explic. Domnul președinte, ca la pește. Acum, statele ușor au început să dea înapoi. Probabil că e și meritul României. Vă place și meritul... pescuitul? Îmi place peștele. Ca să fac o analogie cu pescuitul. Deci, mă duc la pescuit, pun momeală ca lumea, arunc, unul mușcă, altul nu, ăla care a mușcat, l-am luat, ăla care a rămas acolo. Săptămâna trecută am fost la întâlnirea Uniunea Cooperativelor Vegetal. Și a fost și un reprezentant de la Copacogeca care spunea același lucru. Noi susținem plafonarea voluntară. Exact același lucru ce... Ce înseamnă plafonare voluntară? Asta, ce v-am explicat. Înseamnă că fiecare stat poate să accepte plafonarea sau să nu accepte plafonare. O variantă... Eu înțeleg că plafonarea voluntară o accept, nu mai discuți.
Și zice, băi, am... Păi nu, nu, nu. Dar cum? Păi există variante. Există variantă plafonare voluntară. Dacă nu există variantă plafonare... Care e diferența există... între plafonare și plafonare voluntară? Haide-te păi nu, asta. Plafonare înseamnă imperativ, adică obligatorie. Așa. Și plafonare voluntară la alegerea statului respectiv. Unele state vor plafonare, unele nu vor. Asta hai, e. Bun, haideți să vedem ce dorește telespectatorul care a sunat. Bună seara! Bună seara! Vă ascultăm, bună seara! Domnul Arion Ionel, da? Numele meu este Arion, sunt fermier în județul Ialomița. Da, domnul Arion, vă ascultăm. Aș avea două întrebări scurte pentru domnul Botănoiu. Profit că l-am găsit la dumneavoastră în emisiune și aș vrea să-l întreb următorul lucru. Dacă ministerul are în vedere reintroducerea în discuție a dosarului neonicotinoidelor pentru președinția pe care urmează să o avem, știm că unele din punctele de pe agenda am putea să le introducem noi și să ni le susținem și ar fi un moment oportun pentru că atât Asociația Fermierilor cât și celelalte organizații prin europarlamentari am făcut lobby să aducem din nou în discuție dosarul neonicotinoidelor. Știm povestea, știm că este interzis, dar ar fi o oportunitate să reintroducem în discuție, să ne încercăm, să încercăm marea cu degetul. Felicitări, o idee excelentă. Aș vrea să mi se răspundă. A doua întrebare ar fi profit de faptul păi dați-i voi atunci să vă răspund. Nu, nu, lăsați să le notez. Bun, mulțumesc. Domnul Arion, întrebați pentru că eu îmi notez. Eu am bun obicei și îmi notez. Bun, a doua întrebare ar fi următoarea. Profit de faptul că faceți parte din Ministerul Agriculturii, ați fi a treia persoană la care mă adresez. Avem o problemă cu APIA. Nu avem în registru de coduri al APIA cod pentru perdele forestiere. Este al doilea an în care fac adrese și scrisori către Ministerul Agriculturii și către APIA. Pentru că noi, eu și azi vin de la plantat perdele forestiere. Noi plantăm de 2 ani de zile perdele forestiere, nu plantăm specia salcâm, nu plantăm pe bani europeni, nu plantăm pe banii statului român. Noi nu putem să declarăm aceste suprafețe la APIA, pentru că în registrul APIA de coduri nu există cod pentru perdele forestiere, există pentru orice altceva. Și domnii de la APIA ne îndrumă, ne conciliază, să declarăm orice altceva ce au dumnealor acolo, spre exemplu, au cod pentru pepinieră forestieră. Și eu am azi din declarație, dacă aș fi putut să vă transmit, să vă transmiteam, am azi din declarația de la APIA făcută în luna aprilie, în loc de perdea forestieră, deși în câmp am perdea forestieră, pepinieră forestieră. Dacă va fi... Am cerut expres să mi se scoată de la plată, tocmai pentru a nu avea probleme în anii următori, cu aceste perdele, în cazul în care vine controlul, și în urma faptului că le-am scos de la plată, le-am exclus, nu mai îndeplinesc procentul de zi. Și sunt nevoit să semăn acele culturi la zi, deși eu am perdele forestiere înființate în picioare, în câmp, și beneficiez de ele. Deocamdată atât. Mulțumesc foarte mult. Domnul Arion, încep cu prima întrebare a dumneavoastră care mi este și mie dragă dintr-un motiv foarte simplu, că România, din nefericire, este singurul stat din Uniune care are un procent ridicat de atac la Tanimecus, la rățișoară. Să fim foarte bineînțeleși, sunt state care nu cunosc ce înseamnă o pagubă produsă de Tanimecus ca atare. Noi de fiecare dată și știți foarte bine, România a fost singurul stat care nu a acceptat obligativitatea, să-i spunem, dată de regulament care, după cum bine știți, în acest an a intrat în vigoare și în fiecare an am dat derogări și bine am făcut. Cred că în continuare vom susține aceste aceste măsuri care pot duce la menținerea producției în România, evident arătând
că atât compoziția mierii, cât și a produselor stupului nu sunt afectate într-o măsură care se ducă la interzicerea lor. Și aici argumentul ar fi următorul și cred că trebuie tot să ne gândim la lucrul acesta. Amintiți-vă, în momentul în care a apărut atrazin, a fost discuție legată de atrazin, să-l excludem. Păi după excluderea atrazinului, condițiile de mediu au fost mai bune? Nu. A venit interzicerea glifosatului. După interzicerea glifosatului, bine, interzicerea celor trei substanțe, că sunt 7 considerate neonicotinoide, din care 3 sunt propuse, sunt propuse. 3 sunt în regulament pentru a fi excluse. Sigur că România, din punct de vedere al dosarelor pe care le avem public astăzi, noi trebuie să mergem pe ceea ce avem și primim de la comisie. Nu putem, din punct de vedere public, să reluăm un dosar sau să introducem un dosar care nu l-am avut în discuție. Dar evident că dumneavoastră puteți propune prin intermediul organizațiilor profesionale și aici mi-aș dori să fiți un pic mai activ, pentru că trebuie să înțeleagă și ceilalți fermieri din statele importante cu agricultură consistentă că acest dăunător sau pagubele produse de acest dăunător nu sunt un moft a României. Și ați observat, în momentul în care am menținut această măsură, putem să spunem asta și nu o spunem noi. O spun competitorii, o spune presa internațională și la porumb și la floarea soarelui, unde s-a folosit aceste tratamente, ați văzut rezultatele într-un an greu. Deci a fost un an atipic acesta, iar datorită acestor tratamente, spune și datorită acestor tratamente, rezultatele au fost pe măsură. Sigur că noi vom căuta soluțiile cele mai bune, pentru că nu ne dorim acum să intrăm în conflict cu cineva pe ceva ce cred eu că nu are soluție astăzi. Acele tratamente care sunt propuse, ele trebuie să-și dovedească dacă eficiența, dacă fermierii ne spun că sunt bune, că le-au introdus în tehnologie, atunci sigur că putem accepta orice. Dar până atunci noi considerăm că nu sunt soluții. Asta nu în detrimentul apicultorilor, nu în detrimentul polenizatorilor, pentru că de foarte multe ori se spune, domne, în detrimentul albinilor. Nu, domne, deci polenizatorii sunt cu toții. Deci noi discutăm de aspectul larg, nu scurt al neonixului. Vă rog. Domnul ministru, am înțeles, mi-ați dat un răspuns de politician. Mă scuzați. Domnule, dacă eu am semnat derogările din 2012 până acum, v-am dat un răspuns corect? Luați în considerare. Domnule, eu v-am întrebat, domnul Arion, v-am întrebat, am dat un răspuns corect sau nu? Domnul ministru, îmi cer scuze. Luați în considerare că am fost unul din oamenii care am fost prezent la Copa Cogeca timp de 2 ani de zile, trimis de ProAgro. Eu știu ce documente a trimis Ministerul Agriculturii pentru a obține acele derogări. Nu Ministerul Agriculturii a dat derogarea, ci Uniunea Europeană a dat derogarea pentru România. Domnul Arion, la solicitarea cui, domnul Agriculturii? Domnul Arion, postările și deciziile sunt ale statului membru. Comisia ia act și atunci, în discuțiile pe care le are, poate să permită anumite acțiuni împotriva statului că nu respectă un regulament sau nu. Eu cred că discuțiile din ultima perioadă cu domnul Andriukaitis, comisarul așa, pe care domnul ministru le-a purtat, ceea ce am făcut de-a lungul timpului, au dus în această direcție. Le-am folosit. Și atâta timp cât suntem fără soluții, eu cred că le vom folosi. Și cred că am răspuns corect, dacă mă întrebați. Mi-ați răspuns corect, domnul ministru. Mai aveți alte întrebări? Iar cu APIA, cu APIA promit că nu sunt un specialist. Am avut discuții cu referire directă la încadrarea perdelor cu pepiniere forestiere și cu permisiunea dumneavoastră am să vă dau un răspuns mâine, pentru că aș vrea să nu greșesc spunându-vă altceva decât ceea ce s-a întâmplat în ultima perioadă acolo. O întrebare am eu. Care sunt beneficiile economice ale perderilor forestiere? Investiții proprii? Păi, de curiozitate. Cum economice de investiții? Păi, sunt investiții, adică scoți bani după ele, că de-aia le faci, nu le faci. Bineînțeles. În afară de partea... Pentru zona asta unde se află, mediu. O să spun acum și nu o să-ți vine să crește și cu până la 1500 de kilograme la hectare producție. Nu. Ideea era de utilizarea lor în zone de interes ecologic. Aici este și sigur că dacă ai folosit
Și e clar, aceste perdele forestiere trebuie să-și găsească locul în codul lor. Evident. Noi ne desfășurăm activitatea într-o zonă în care vânturile din Bălăgean au un efect negativ asupra solului. Așa este. Se creează un microclimat zonal. Noi l-am pus nu pentru vreun beneficiu economic, ci pentru cel din fermă. Da, și înțeles, foarte bine, da, că le-a spus, e foarte bine că ați făcut-o, pentru că asta dovedește că aveți și responsabilitate față de condițiile de mediu, nu numai pentru sectorul agricol, numai pentru partea economică. Ele au existat, numai că după Revoluție au fost defrișate, noi le reînființăm. Da, da, domnul Arion, pentru că în momentul în care studiile acelea au fost făcute de marele academician Drăcea pe toată zona Bărăganului și Dobrogea, eu cred că au fost foarte bine gândite. Și iată ceea ce se întâmplă în Bulgaria peste Dunăre, unde acele perdele au fost menținute, și ceea ce se întâmplă la noi. Eu nu pot ele, să au, ele au fost făcute în urma unor studii ale, da, Institutului Național de Silvicultură, s-a ținut cont de direcția vântului. Vântul dominant, de proprietăți, sunt mai multe condiții, de modul cum sunt direcționate curbele de nivel, sunt mai multe chestiuni tehnice care sunt legate de stabilirea acestor curbe. După un proiect. Da. Bun, mai aveți alte întrebări? Mulțumesc foarte mult, Dumnezeu. Bine, seară bună, numai bine, mulțumim și noi pentru telefon. Domnul ministru Botănoiu, am deschis pagina dumneavoastră de Facebook și am descoperit aici o întrebare din partea doamnei Aurora Adam. Așa. Legată de subvenția APIA. De ce funcționarii APIA tot fac greșeli și nu bagă dosarele la plată? Suntem în luna decembrie și nu am primit avansul din noiembrie. Păi, e cazul și meu, nici eu n-am primit, auziți, ca să știe, doamne. Da, stați o clipă. Păi, da, înseamnă că aveți, dar n-a scris pe pagina de Facebook. Înseamnă că aveți probleme, domnul Rădulescu. Motiv pentru care am probleme, pentru că orice fermier a picat la teledetecție, iar mecanismul prin care APIA, după ce vine răspunsul de la teledetecție, te ia din nou la control. Că, dom'le, încă o dată, că așa scrie în regulamentul pe care cine l-a fi făcut? Eu sau ei? Da? Și a zis, domnul Rădulescu, nu vă promit, ar trebui până pe 20 decembrie, dar s-ar putea la anul. Deci, domnul Ghinea, ca să răspund întrebări, sunt 509.475 de fermieri cu, deci, plătiți. Acestea sunt integral, deci avans plus finalul. Cu partea finală, achitată de la întâi în coadă, 263.700.000. Eu cred că dacă sunt 509.000 din 866.000... Dar sunt fermieri mici, cu suprafețe relativ mici, nu, domnul Rădulescu? Nu contează suprafețele, deci, contează că unii nu sunt plătiți face deloc. Selecția. Dacă au probleme. Ce probleme, domnule? Nu știu, dacă aveți probleme la control, eu știu nicio problemă la control. Nicio problemă. N-au fost în stare să facă controlul la teledetecție și să ne dea rezultatele. Cum aruncați pe noi acum? Domnul Rădulescu, n-aruncă nimeni pe dumneavoastră. Dacă dumneavoastră aveți o problemă din punctul ăsta de vedere... Nu eu. APIA are. APIA. Eu n-am dosarul în față ca să știu dosarul dumneavoastră că vă spune. Dumneavoastră spuneți una, eu nu știu. E cuvântul dumneavoastră împotriva cuvântului lor. Bine, mă duc mâine și iau pe ea de la APIA și vin cu dosarul. Nu, cu dosarul. Veniți cu dosarul dacă păi dumneavoastră... Păi ce dosar dacă nu l-a aprobat? Păi înseamnă că aveți o problemă dacă nu vi l-a aprobat. Păi am întrebat, măi, fraților, de ce nu l-ați aprobat? Este la teledetecție și n-am primit răspunsurile. Păi înseamnă că aveți... Ce, că nu-și fac ei treaba? Nu, eu cred că și apărați-i, domnule. Auziți, acum, sincer, în momentul în care... E perioada de teledetecție, când se face teledetecție. Domnul, așa cum ne-a spus domnul ministru, ne-a promis așa, fermierilor. Și eu țin foarte mult la dumnealui și vreau să fiu foarte corect. Ți-a zis, pe data de 15, 16... Și n-am început? Perfect. Bun, da? Așa. Și până la sfârșitul lunii veți primi tot, da? După care... Interesându-mă și eu când mi-a venit și mie acolo câți bănuți sunt, că nu sunt mulți, aflu că n-am nicio șansă să iau. Și dar cum ați aflat dumneavoastră așa că n-aveți nicio șansă? Păi, întrebând ce se întâmplă, zice, păi sunteți la teledetecție. Și dacă sunt la teledetecție, care e problema? A, păi aici sunt probleme, că avem o firmă care face teledetecție. A, domnul... Da, domnul ministru. Deci nu, nu că mințiți, dar acum, zic că 509.000 fermieri plătiți până acum, vreau să gândiți ca un american, domnul ministru, vreau să gândiți ca un american. Un american, dacă e vorba de un cetățean american, oriunde în lumea asta, trimite 500 de soldați să moară să-și aducă
compatriotul acasă. Domnule, de acord, domnul președinte. Domnul președinte, păi am dat la 500, muriți și voi. Domnul președinte, nu asta am spus, domnule. Deci am spus, sunt 500, 9000, sunt, nu, e un efort. Păi nu, stați, lăsați-mă că eu v-am ascultat cu plăcere. Domnule. Ideea este următoarea noastră, considerați că pot fi plătiți toți 866.000 într-o zi? Nu. Păi și atunci, de unde știu eu că dumneavoastră, spuneți, am discutat, eu am făcut, dar nu vreți să ne spuneți clar ce v-au zis oamenii aceia până la ce exact dată, de ce, cum? Exact asta mi-au spus. Prima păi dată... nu pe vorbe, că așa pe vorbe și eu pot să fac, chibiță pe stadion. Dom'le, vreți să spun exact cum a fost discuția? Nu, vreau să se rezolve. Dacă mă trebuie să spune că m-ați întrebat. Până nu se închide teledetecția, nu primește, clar, de asta e. Domnul președinte, dar în momentul când am discutat, nu dați de acord, când? Avem și noi. La 1 decembrie. La 1 decembrie aveți bani și de la detecție. Noi astăzi te supăra că nu vi s-a spus odată, cert. Da. Asta vă nemulțumește, da, de fapt. Da. Deci... Pentru că sunt fermieri și am discutat și cu ei, care, așa cum ai sapia pe data de 1 primim, au și niște obligații de plată. Și au făcut niște socotere, da, da. Trebuie să-i spun domnului Rădulescu, ghinion. Nu e vorba. Dacă de vă place copii pestul, e ghinion. Deci, domnul Rădulescu, eu cred că ceea ce s-a promis s-a și întâmplat. Și hai să fii serioși. Evident că nu poți plăti pe toți în același timp. Da? Pe de altă, în altă ordine de idei, dacă v-a spus că anul ăsta veți primi bani, eu sunt convins că îi veți primi. Eu nu văd niciun motiv de ce nu i-ați putea primi. Pe de altă parte... Păi uite, mai acolo pe cineva care n-a primit și sunt curios dacă... Se uită trebuie mai sunt, să ne spună care sunt. Deci, vi se pare corect sunt, să nu ne spuneți. 60% sunt achitați cu plata integrală. Deci noi discutăm de plată integrală aici. 500, 9000, plată integrală. Deci gândiți-vă până la 860. Sigur că sunt. La unii le dați tot și la alții. Hai să fii serios, că n-a dat la nimeni tot. Deci, păi dacă dumneavoastră spus, 500 plată integrală. Domne, am spus așa, plată integrală din ei, dar aici sunt, vor intra bovinele, intră cei care n-au primit absolut nimic în avans. Eu spuneam plată integrală, nu mă întoarceți cu vitele că nu. Deci nu, am spus așa, plată integrală din ăștia putea fi unii care au luat avansul și li s-a dat diferența, alții care n-au luat nimic și au primit integral totul și alții care sunt în derulare. Și alții care n-au luat nimic. Păi sunteți până teledetecție, n-a zis dumneavoastră, veți primi până pe 20. Domnul Rădulescu, știți că era vorba aia, aveți de luat. Da. Problema este că resursa financiară există, se vor finaliza și teledetecțiile, veți primi banii. Dacă dumneavoastră considerați că este caz național, că din 509.000 suntem dumneavoastră care ați luat. Nu e dar măcar să recunoaștem. Da, sunt. Și păi ce să recunoaștem? Sunt, avem bani în buget, da. Și vom plăti până la sfârșit. Cei care sunt în regulă, care nu sunt în regulă, corect, nu cereți. Până la 31 iunie, să nu mă grăbesc. Nu care sunt, deci am spus așa, până la sfârșitul anului toți am spus că vor primi banii. Acum, sigur, cei care nu sunt în regulă, ce vreți să faceți? Ce înseamnă că nu sunt în regulă, domnul ministru? Că spuneți că sunt în regulă, este următorul lucru. Hai, că înțelegeți foarte bine. Vine teledetecția, constată că am o neregulă și atunci... Să rea procesul. Deci nu e adevărat. Dumneavoastră... N-am nicio problemă. Am problemă că nu s-a încheiat programul de teledetecție. Bine, acum sincer, este foarte simplu. Dumneavoastră sunteți un om al legii, ați trecut pe unde sunteți și noi astăzi. Știți foarte bine, procedura trebuie acceptată și trebuie respectată ad literam. Dar spuneți, domnule, că după câtva timp, ce să spunem? Dacă nu o să fie în regulă, păi înseamnă că nu sunteți în regulă sau ce? Ați făcut ceva în neregulă? Nu! Păi și atunci, vă primiți banii. Vă primiți banii. Cine face teledetecția asta, domnule? O firmă, nu știu. O firmă care are... Fii băgată de dumneavoastră când era secretar de stat la... Nu, în cel mai rău caz am preluat-o de la dumneavoastră, că eu i-am dat afară pe ăștia care făceau chestii. Uite, de asta cu teledetecția mi-a scăpat. Că pe cei care făceau, știți dumneavoastră, ortofotoplanurile, spanioli, nemți și aia, i-am dat afară. Și pe mulți de-ai noștri. Da. Da, îmi pare rău că nu mai pot. Domnul Ghinare, țineți, banii sunt și vor veni. Deci, bun, să rețină telespectatorii pentru cei că sunt direct regulă, vizați. Nu spune domnul ministru că nu sunt în regulă, că mă ridic și plec de la masă. Dacă nu, vă rog eu. Trebuie să luăm publicitate, domnul Rădulescu. Suntem în regulă. Pe durata pauzei și ne venim după spunem, cei care nu sunt în regulă, dumneavoastră sunteți în regulă. V-am spus până pe 20 când v-a promis cu cine ați vorbit dumneavoastră, veți primi banii. Am spus, banii sunt. Probabil are vreo problemă, el e în regulă. Da, nu. I-am spus, dacă sunt în neregulă, deci n-am spus că sunteți sau nu.